Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu câteva gânduri ale unui mare înțelept, Rumi, gânduri care ar putea să vă schimbe viața, să vă schimbe felul de a fi și să vă schimbe felul de a iubi. Cu această ocazie vreau să împărtășesc cu voi ultima lucrare pe care am făcut-o pentru versurile unei prietene, însă această lucrare m-a adus pas cu pas către această scurtă prezentare, care cred că este foarte importantă pentru unii dintre voi. Acest Rumi, acest minunat om și spirit, spunea: felul în care iubești, felul în care faci dragoste, este, sau mai bine zis, reflectă felul în care îl vezi pe Dumnezeu. Și leg acest citat de această poezie, oarecum de această lucrare erotică, foarte subtilă, da, făcută pentru o poezie erotică. Ideea este că dacă iubim toxic, adictiv, asta demonstrează că avem o viziune foarte negativă despre viață, despre Dumnezeu. Cum iubim? Cu cravașă, cu lesă, cu ham sau liberi? Sau liberi de constrângeri? Nu libertini, ci liberi. Liber să descoperim sau să descoperiți frumusețea lui Dumnezeu, frumusețea voastră și frumusețea din celălalt. Iubirea tandră demonstrează faptul că îl vedeți pe Dumnezeu ca pe un tată blând și iubitor. Iubirea toxică, adictivă, deviantă, aceea clar nu mai este iubire, demonstrează iubire. Felul în care faceți sex sau dragoste demonstrează că aveți o viziune foarte discordantă, distorsionată, negativă despre Dumnezeu. Și atunci, privind la voi, la felul în care iubiți, în care faceți dragoste, ați putea să vă dați seama cum puteți să schimbați relația dintre voi și Dumnezeu. Pentru că odată schimbată relația dintre voi și Dumnezeu, dintre voi și divinitatea din voi, puteți să schimbați relațiile dintre voi și persoanele dragi, dintre voi și voi, dintre voi și voi. Știți, unii dintre voi, câțiva care sunteți alături de mine pe pagina mea de artist, că lucrez de foarte mulți ani, de foarte mulți ani în roșu și albastru. Flăcările gemene, da? Aici este. Ori, în această iubire liberă, în lumină, da? Și fără constrângeri, nu zi fără reguli, fără constrângeri, fără adicții, fără suferință, fără crampe musculare. Musculare, miocardice, ce aș spune, fără suferință sufletească, puteți să vă regăsiți. Puteți să vă regăsiți. Cam despre asta am vrut pe foarte scurt să vă povestesc și să vă îndemn la meditație. Am împărtășit această lucrare pentru că am simțit că e cazul să mai împărtășesc din alte activități, talente, preocupări, chiar, eu știu, alt aspect al misiunii mele în această lume, da, cu voi. Tarotul este doar o parte și sunt convinsă că am colegii care fac mai mult decât tarot. Știu că unele fac psihologie și este minunat, știu că altele fac, eu știu, predau, au și alt fel de implicare față de cei din jur. Și vă rog și pe voi să nu vă fixați doar pe tarot și să înțelegeți, dragii mei, că semnalele, avertizările, sfaturile vin pe multe căi, inclusiv pe aceasta, prin artă, printr-o carte, printr-o discuție, nu doar prin cărți, nu doar prin tarot. Și pentru cei care ați intrat și ați ascultat, mă bucur foarte mult, vă transmit dragoste și puterea de a transforma ce aveți de transformat în felul în care iubiți, în felul în care faceți dragoste, ca să mergeți înspre lumină.
ca să vă cufundați în lumină și să descoperiți latura voastră divină. Deocamdată cam atât. Sper că v-a fost de folos și veți medita în continuare la cele spuse. Vă îmbrățișez, vă iubesc pe cei care îmi sunteți alături și vă doresc numai bine, soare în suflet tuturor. La revedere!